Avem un cuvânt minunat, dar greu, seara aceasta, din Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel la Atena. Și mi-am intitulat acest mesaj O predică pentru filozofi. Iată cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor 17, de la versetul 15 până la final. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri. Suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscuțința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul,
o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Avem nevoie de călăuzirea Domnului. Să ne mai rugăm o dată. Stăm, Doamne, iarăși smeriți înaintea Ta, știind că astfel de lucrări, de revelații, Tu le-ai făcut pentru ca noi să credem. Pentru oamenii care se smeresc, nu e greu să creadă, dar atâția oameni sunt mândri, infatuați, încăpățânați și nu pot să creadă. Dar noi credem că puterea Ta, Doamne, este mai tare decât puterea celui care este în lume acum. De aceea poate să elibereze, să transforme și prin acest cuvânt pe care l-am citit azi. De aceea te rugăm să iei acest cuvânt și în puterea Duhului Tău Sfânt să-L faci viu, lucrător, care să schimbe vieți, transforme gândiri și să vedem oameni care s-au smerit și au crezut și au fost mântuiți. De aceea acesta e rolul nostru aici, o facem toate pentru slava numelui Tău și în puterea Duhului Sfânt. Te rugăm să ne asculți în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. O predică pentru filozofi. Mi-am intitulat mesajul din Faptele Apostolilor 17, Pavel la Atena. Cred că toți ne calificăm să ascultăm acest mesaj. Într-un fel, toți suntem mici filozofi. Ce înseamnă filozof? Sunt două cuvinte grecesc, philo și sophia. Philo înseamnă a iubi, a-ți plăcea. Sophia înseamnă înțelepciune. Deci să-ți placă înțelepciunea, să iubești înțelepciunea. Asta este un filozof. Care dintre noi n-a avut accese de filozofie în viață? Pentru că toți am vrut să fim mai înțelepți, să cunoaștem lucrurile, să explicăm lucrurile din viață. Toți căutăm lucruri noi. Și Apostolul Pavel are o predică pentru filozofi. În vremea în care apostolul trăia și mai ales când a ajuns la Atena, care era considerată capitala intelectuală a lumii de atunci, și asta pentru că aveau o tradiție puternică de filozofie, deci când Pavel a ajuns acolo, a dat peste filozofii, să zicem, mai specializați de atunci. Pe vremea aceea, filozofii erau foarte apreciați. Ei, practic, dictau direcția gândirii societății. Să-i luăm pe filozofii din Atena, chiar din Areopag. În Atena, capitala de atunci a Greciei, exista un loc care astăzi, apropo, sunt doar niște pietre, am fost de curând în Grecia, m-am dus și eu să văd Areopagul, dar m-a dezamăgit oarecum. Oricum, era un loc înainte zidit unde se strângea Consiliul Areopagului, format din tot felul de personalități, oameni și politici, dar și filozofi.
Acești filozofi nu discutau doar filozofie. Ei confruntau pe cei care veneau cu gândire nouă. Aveau acest drept. Și dacă anumite idei, dacă anumite inițiative erau considerate bune, chiar pe linie legislativă, le adoptau, votau introducerea unor noi legi în sistemul juridic atenian. Bun. Pavel îi întâlnește pe acestea și ați observat că atunci când îl întreabă grupul, două grupări erau atunci, epicurienii și stoicii, îl întreabă, dar tu ce spui aici? Ce filozofie ai? Despre ce Dumnezeu vorbești? La asta, zic, se refereau ei. Ei aveau dreptul să confrunte pe toți cei care veneau cu o filozofie nouă. Și Pavel era unul dintre ei. El este invitat de aceștia la Areopag, era o sală unde erau mulți filozofi, nu știm câți, și acolo a fost întrebat despre ce crede el. Și Pavel răspunde. Acum, mie mi-a plăcut cândva filozofia, mai, să zicem, care se studiază și în școală. Am citit cărți de filozofie, mai ales în perioada adolescenței și tinereții mele adulte, să zic. I-am luat la rând pe mari filozofi, începând cu Kant și Descartes, am citit și Hegel, mai ales, vai, mi-a fost foarte greu. Evident, după un timp am abandonat. Nu mă hrăneau spiritual, mă hrăneau mental, rațional, da, am crescut, te ajută să îți șlefuiești gândirea, limbajul, modul de abordare a problemelor. Deci filozofia are avantaje. Și pentru viața zilnică. Dar pentru că am dat de Biblie și pentru că iubeam Scriptura și trebuia să pătrund adâncimile Cuvântului lui Dumnezeu, n-am mai avut timp să adâncesc și filozofia. Și în timp am devenit predicator. Acum, filozofii, să știți că nu prea apreciază predicile. Și predica și a mea și a apostolului Pavel, să știți că nu va avea mare succes. Ratingul va fi foarte slab. Dacă aș avea niște ilustrații inventate eventual, v-aș face să lăcrimați. Oh, ratingul ar fi mare. Da, să vorbesc minții voastre. Un filozof crede că predicile sunt niște forme retorice inferioare. De aceea, pentru filozof, rațiunea este totul. Și când vii cu mesajul Evangheliei care vorbește despre păcat, că tu trebuie să-ți schimbi viața, să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești. Un filozof nu doar că te lasă, ci îți dă și dislike. Chiar consideră credința degradantă pentru mintea lor. Și apostolul Pavel s-a găsit în această situație. Stă în fața celor mai buni filozofi ai vremii. Iar școala de gândire epicuriană și stoică, să știți că avea o istorie de sute de ani. Și vă voi enumera poate câțiva filozofi, dacă am timp. De fapt, o fac chiar acum. Mi-am și notat. Apropo, Pavel, știți că s-a născut în Tars? Așa spune localității. Ei, se știa încă în vremea lui Pavel că în
perioada aceea erau trei mari centre filozofice în lume. Atena, Grecia, Alexandria, în Egipt, și Tars, în Cilicia, în, cum ar veni, în Siria, în zona Siriei de astăzi. Ei, în Tars au studiat filozofi stoici, da, renumiți ca Zeno, Antipater, Athenodorus sau Nestor. N-ați auzit de ei. Însă școala din Tars era renumită pentru zelul filozofic. Adică studenții de acolo erau plini de pasiune pentru filozofie. Pavel era unul dintre ei, a crescut cu ei acolo, în Tars. Vă amintiți de Pavel înainte Saul, că era plin de pasiune să persecute un grup de sectanți din Damasc, numiți creștini? Dar Dumnezeu, în harul lui, a transformat această pasiune, acest zel al fostului Saul, în pasiune pentru predicarea Evangheliei. Slavă Domnului pentru aceasta. Pasiunea i s-a păstrat. Probabil a venit din etosul orașului Tars. Oraș universitar. Foarte cunoscut în acea vreme. A studiat la picioarele lui Gamaliel, un alt învățat evreu. Știa latina, știa greaca, știa ebraica, cita din poeții seculari, folosea retorica și logica, baza gândirii și școlilor filozofice. Și avea curajul să intre în dialog cu filozofii lumii de atunci, nu era un lucru oarecare. Pavel știa filozofie. Folosea elemente filozofice și în discursul lui și în predicile lui, când trebuia. De aceea n-a avut nicio problemă să discute cu stoicii, cu epicurienii din Areopag. Și să știe cum să pună problema înaintea lor. Pentru că acest apostol al lui Hristos credea că mesajul Evangheliei era pentru orice făptură, indiferent de pregătirea intelectuală pe care omul o are. Acum, ce metodă a folosit apostolul Pavel în prezentarea lui, în predica lui? Era în a doua lui călătorie misionară, cum se cunoaște, și s-a oprit în călătoria lui în mai multe cetăți din vremea aceea, în Filip, Tesalonic, Berea, și a ajuns la Atena. Era singur de data asta și nu cred că a avut un plan de evangelizare, dar ajuns fiind în Atena, uitându-se la oameni de acolo, văzând cu ce se ocupă, spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-a întărâtat Duhul. Da? Din nou, pasiunea lui s-a aprins când a văzut că cetatea aceasta era plină de idoli. Și ce a făcut? A început să-L predice pe Iisus și învierea. Cele două merg împreună. De trei ori, Luca amintește despre înviere în textul acesta. Acum, Atena, orașul din vremea aceea, era o cetate frumoasă, foarte bogată, istoric, cultură impresionantă. Dar evident era sub robia idolatriei. Și Pavel știa că oamenii aceia au nevoie de un mântuitor. Atena exista cam de 600 de ani în acea perioadă și se spune că a fost locul de naștere al democrației. Numele vine de la
zeiță, la o zeiță numită Atena. Și cum spuneam, era un oraș universitar. Aici au fost prezenți Socrate, Platon, Aristotel. În anul 86 înainte de Hristos, cetatea a fost cucerită de romani. Și multe din vestigiile cetății au fost distruse prin război. Și pe timpul lui Pavel, această cetate căuta să-și recâștige gloria de odinioară. Atenienii trăiau în vremea aceea din amintiri, din gloria trecutului. Și cum încercau să-și revină? Înmulțind idolii. Peste tot unde te duceai, în Atena, găseai idoli. Unii spun că erau sute, alții mii de idoli în cetatea Atenei. Și evident, ca peste tot, să țineți minte aceasta, unde apare un idol, apare și imoralitatea. Indiferent de ce tip de idol vorbim. Așa este și acum. Uitați-vă la idolul tehnologismului. Odată cu el apare imoralitatea în virtual. Avem mari probleme în bisericile noastre, generația tânără. Așa era și atunci. Pentru că zeii greci nu asigurau niciun cod moral. Adică zeii să-și ceară cum să trăiești, să fii moral, să nu faci păcat. Exista o foame după zeități, după închinare la zei, pentru ca zeii să-i ajute pe greci să-și revină, să fie din nou în glorie. Pentru că asta era. Să știți, în perioada respectivă, dacă exista un obiectiv al vieții, o filozofie de viață dominantă, era onoarea. Asta era cuvântul cheie. Oamenii se duceau la război pentru onoare. Da? Totul se făcea pentru onoare. De aceea și Iisus Hristos, când doi din ucenicii lui au venit prin intermedierea mamei să-i spună când va veni Iisus în împărăție, un băiat să stea la dreapta, celălalt la stânga, la asta se referea. Domina ideea de onoare. Astăzi mai puțin. Vedeți că nu prea se înghesuie tinerii să meargă la război. Să aibă onoare. Astăzi nu vreau să discut ce domină astăzi societatea și generația tânără, dar atunci așa era. Și făcea orice pentru a recâștiga onoarea și a cetății, a țărilor, a familiilor lor. Și când îl aud pe Pavel că vorbește ceva nou, imediat senzorii s-au alertat. Ia să vedem ce aduce nou palavragiul acesta. Acum, palavragiul aici e un cuvânt rar folosit și în greacă și se referă la la o pasăre care ciugulește de peste tot și strânge așa haotic. Exact asta spune textul. Palavragiu însemna unul care culegea idei de peste tot, dar dezorganizat, așa fără noimă. Când l-au auzit pe Pavel că vorbește despre un alt zeu, pe nume Iisus, despre înviere, de aceea l-au făcut palavragiu. Acum, Pavel era în Areopag. Acolo avea în față două categorii de filozofi. Epicurienii și stoicii. Nu vă dau toate datele despre ei. Există informații cine erau aceștia. Doar atât vreau să spun că epicurienii erau filozofii care supralicitau plăcerea. Ei spuneau, viața aceasta merită trăită doar dacă iubești plăcerea. Plăcerea imediată. Acesta e scopul vieții. Credeau și ei în zei, dar nu în zeii care se implică în lume,
Pentru ei adevărul era subiectiv, vine prin experiență, nu credeau că există un Dumnezeu creator, că la moarte totul se încheie, deci nu credeau nici în înviere. Știți că de la ei vine expresia să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. E produsul acestei filozofii. Pe care, dacă puțin vă străduiți, o veți găsi și astăzi să zicem, definită. Dar o găsim. Bun, dar când trecem la stoici, cealaltă categorie de filozofi, ei sunt mai special și pentru Pavel. Pentru că îi cunoștea mai bine, venea din Tars. Tarsul era plin de stoici. Și de aceea Pavel, când începe să vorbească despre Dumnezeu, face o paralelă, de fapt, între ce credeau stoicii despre divinitate și ce cred creștinii. Chiar pregătindu-mă pentru mesaj, am citit un articol scris de un exeget foarte bun creștin și care a găsit 8 puncte similare între gândirea creștină și gândirea stoică, pe care Pavel le inserează în predica lui. E foarte mult. E ca și cum Pavel ar dialoga cu filozofii stoici de acolo. De ce? Pentru că și stoicii credeau în Dumnezeu creator. Și stoicii credeau în Dumnezeu providențial care ține universul și așa mai departe. Și stoicii credeau într-un fel de judecată finală să se facă dreptatea. Dar sigur, sunt și alte puncte diferite în gândirea stoică și creștină, dar nu intru în ele. Lucrul acesta m-a ajutat să înțeleg de ce Pavel, din toate adevărurile despre Dumnezeu, alege doar acestea. Și eu aș vrea la rândul meu să vă fac un sumar, după ce, sigur, vreau să vă spun că Pavel și-a asumat acest rol de apologet al credinței creștine și a considerat că e o oportunitate foarte bună să vorbească filozofilor despre Dumnezeul adevărat. Și sigur, filozofii s-au împărțit, ați observat, nu? Că unii l-au privit cu sarcasm, ce vrea să zică palavragiul acesta, alții îl priveau cu curiozitate, da? Are un mesaj despre niște zei străini. Și doar o mică categorie au considerat că e de folos să îl interogheze pe Pavel și să află ce gândește. Și atunci, zic, Pavel îl prezintă pe Dumnezeu. Foarte simplu. Întâi îl prezintă pe Dumnezeu ca unul singur. Există un Dumnezeu. Nu vorbește la plural. Când le spune, voi aveți aici un piedestal și cu scris acolo agnostoteos, niște cuvinte grecești, unui Dumnezeu necunoscut, el imediat prinde prilejul și spune, despre acest Dumnezeu vreau să vă vorbesc eu. De ce? Pentru că acest Dumnezeu, unul singur, are un nume. Și vă spun eu cum îl cheamă. Vă spun eu ceva despre el. Dar Pavel nu vorbește despre mai mulți Dumnezei, despre unul singur. Pentru că unul singur există, acest Dumnezeu trebuie să primească închinarea noastră. Al doilea lucru pe care spune Pavel despre acest Dumnezeu este că Dumnezeul acesta are existența în sine și a creat tot universul, cosmosul. Ăsta e cuvântul din limba greacă, vine cosmos, universul. Deci Dumnezeu nu are nevoie, zice, de noi, de oameni, să existe. Dumnezeu, prin puterea Lui, a creat întreg universul. I-a creat pe oameni, i-a pus niște limite, ați observat un text ce spune că le-a așezat
pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Adică când Dumnezeu a creat lumea, a creat-o ca să trăiască în ordine, nu în haos. De aceea continentele, granițele țărilor, orașele închegate, satele, în sfârșit, sunt granițe, limite puse oamenilor. De ce? Pentru că atunci când oamenii n-au granițe, răul se răspândește și nu mai poate fi controlat. Deci, practic, Dumnezeu acceptă și ne cere nouă oamenilor să punem limite, granițe, să avem legi, rânduieli, da? Ca să limităm răspândirea răului. Bun. Acest Dumnezeu, zice, a creat acest univers, ne-a creat pe noi. Cu alte cuvinte, Dumnezeul acesta, mai mult, al treilea lucru, Dumnezeul acesta susține universul. Adică este un Dumnezeu imanent, adică implicat, prezent în creația Lui. Nu este unul care a creat universul, cosmosul și a dat drumul ca la un ceas să funcționeze fără ca Dumnezeu să mai facă ceva. Ăsta e deismul. Ci Dumnezeul acesta, zice, e implicat în lumea aceasta. Dumnezeu are grijă de cosmosul, de lumea pe care a creat-o. Și menține acest univers în existență. El este prezent în istoria omenirii, în viața omului. De aceea, datoria omului este să-L caute pe acest Dumnezeu, așa spune, să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, măcar că nu este departe de niciunul din noi. Pentru că Dumnezeu ne-a creat, suntem ai Lui, citește Psalmul 139 și vezi ce făptură minunată suntem. Dar acest Dumnezeu nu ne-a abandonat, ci ne susține viața, e cu noi aici și pasă ce facem, ce... Observați aici, vă rog, elementul moral din gândirea Apostolului Pavel, adică spune că Dumnezeul acesta nu-i arid, detașat, ci este personal, e Dumnezeu care te-a creat după chipul Lui și e un Dumnezeu moral. Adică nu permite oricum să trăiești în lumea Lui. Deci acest element de moralitate e nou pentru filozofia greacă. Filozofii creștini nu vorbeau despre așa ceva. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu este moral, drept, și îți urmărește viața și te va chema la judecată, pentru că ăsta era ultimul element, că Dumnezeu e prezentat ca un judecător, atunci tu trebuie să ai grijă cum să-ți trăiești viața, dai socoteală acestui Dumnezeu. Ori asta nu convenea, mai ales epicurienilor. Vă amintiți și am spus despre epicurieni că principiul lor fundamental al filozofiei este plăcerea? Plăcerea nelimitată. Cum este și astăzi? Bănuiesc că filozofia, una din filozofiile de astăzi care circulă, este epicurianismul. Favorizarea, încurajarea plăcerii trupești imediate, fără să te gândești că vei da socoteală de viață, sau fără să te gândești la consecințele pe care le au anumite plăceri în trupul tău, în mintea ta, în inima ta și în relațiile tale. Pavel aici, vedeți, îi confruntă direct prin ceea ce vestesc eu acum, să știți că implicit le vorbesc celor care au astfel de filozofie în zilele de astăzi. Ei, acest Dumnezeu viu e prezent în lumea Lui și Pavel mai spune ceva tot aici foarte frumos, că suntem de neam din Dumnezeu. Vă amintiți expresia? Aici chiar Pavel folosește două citate, au fost găsite de experți, să știți. Cei care știu filozofie s-au dus exact să afle cine a spus aceste cuvinte. Vă spun și eu ce s-a descoperit. Un anume
Epimenides, în secolul 6 înainte de Hristos, deci anul 500 și ceva înainte de Hristos, a folosit expresia în el avem mișcarea, viața, mișcarea și ființa. Se găsește la acest Epimenides. Iar un altul, puțin mai târziu, în secolul 3 înainte de Hristos, pe nume Aratus, a folosit expresia, era și un fel de poet, suntem din neamul lui. Și Pavel preia aceste două expresii care circulau probabil, erau destul de cunoscute așa, în lumea filozofică și spune, uite, acesta e Dumnezeu pe care eu vi-l proclam. Voi nu știți exact toate lucrurile despre el, dar uite, ce au spus și înaintașii voștri despre el, că acest Dumnezeu ne-a creat, suntem din neam din el, adică ființa noastră are ceva din Dumnezeu, pentru că el ne-a creat. Sigur, Pavel nu a citat din Biblie aici, că putea ușor să-i spună, în Genesa 1 cu 26-27 scrie că el ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Dar nu o face, pentru că atunci când vorbești cu filozofii, să ții minte, ei sunt deranjați de a face mutările astea așa înspre revelație. Ei vor să rămâi doar în rațional. Și Pavel, până la un punct, vedeți, în ceea ce prezintă el, rămâne doar la nivelul rațiunii. Și vrea să-i convingă pe filozofi că și în istoria gândirii voastre s-a spus ceva despre acest Dumnezeu necunoscut pe care vi-l prezint eu. Dar că acest Dumnezeu nu este doar dincolo de noi, ci este și în lumea noastră. E transcendent și imanent în același timp. Dar acest Dumnezeu, cum spuneam, deodată Pavel mută centrul de greutate înspre judecată, înspre final. Că acest Dumnezeu care ne-a creat, ne susține viața, suntem cumva înrudiți cu Dumnezeu, El ne va și judeca în final. E, aici firul se rupe. Filozofii se agită. Bun, până acum ai spus lucruri pe care noi le recunoaștem, dar acum deja filozofia ta scârție. Cum adică acest Dumnezeu va judeca lumea? Ne va judeca pe noi? Și cum? Prin omul. Printr-un om să ne judece pe noi? Nu orice om, spune Pavel, e om care a murit și a înviat din morți. Asta a fost tot. Ați observat că filozofii îl opresc? Și zic, până aici, rațiunea noastră nu mai poate duce. De aici începe revelația. Și dragi frați și surori care mă ascultați, totdeauna va fi așa. Până la un punct mergi cu rațiunea și când încep cu revelația, unii te abandonează. Și Apostolul Pavel prezintă corect Evanghelia, își prezintă corect filozofia de viață și nu poate să nu vorbească despre Iisus Hristos, despre care noi am cântat astăzi. Și dovada faptului că Dumnezeu va judeca lumea prin Iisus Hristos este învierea Lui din morți. Pavel n-a avut timp să explice totul, să prezinte Evanghelia în puterea ei, pentru că filozofii au plecat. Nu, n-au plecat. El a plecat din mijlocul filozofilor. Scuzați-mă că tocmai acum îmi cădea ochii pe versetul 33 că spune Pavel a ieșit din mijlocul lor. Pentru că unii zice, când au auzit de învierea morților, și-au bătut joc de el. Și când cineva își bate joc de Evanghelie, trebuie să pleci din mijlocul lor. Pavel n-a mai stat cu ei. Există mărgăritarul Evangheliei pe care nu-l dai la oricine. Există un adevăr, un miez, pe care nu-l împărtășești cu oricine. Dar, spre surprinderea și cred și a lui Pavel și a noastră, câțiva au crezut. Și nu oricine a crezut. Vreau să fiți foarte atenți.
Versetul 34 spune că printre cei care au trecut de partea lui Pavel și au crezut, a fost o femeie numită Damaris și alții, și a mai fost un bărbat pe nume Dionisie Areopagitul, ceea ce poate să însemne că era parte dintre filozofii din Areopagus. Pentru că dacă așa era numit, înseamnă că el era parte a filozofilor de acolo. Nu știm de partea epicurienilor sau stoicilor, dar iată un rod dintre filozofi. Și vreau să mărturisesc și acest lucru, că dacă, așa cum am citit, se estimează că în grupul acesta de filozofi, poate nu erau mai mult de, între 10 și 15 erau, plus cei alții care mergeau pe alte linii politice, unul din 10 sau unul din 15 este un rod frumos, este un rezultat frumos. De ce spun aceasta? Pentru că unii gânditori de astăzi, critici de astăzi, spun că Pavel a ieșuat la Atena. N-a ieșuat deloc. N-a ieșuat deloc. Că în mijlocul filozofilor tu să ai un snop, un rod, pe un anume Dionisie, e ceva. Un istoric creștin pe nume Eusebiu a scris în secolul IV o istorie bisericească. Și el, din informațiile lui, scrie acolo că acest Dionisie a ajuns episcop al bisericii și apoi martir al lui Hristos. Poate e adevărat. Dacă așa scrie el, nu e scriptură, sunt niște informații istorice, dar e posibil. Dar, încă o dată, ce lovitură pentru filozofii aceștia greci. Ei care se credeau foarte înțelepți, dintr-o dată devin neînțelepți. Ce lovitură dată sistemului religios grec, cu mulți zei. Să aibă atâția zei, dar să nu-l cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat. Atenienii aceștia au primit mai mult decât se așteptau. Au primit atâtea informații despre Dumnezeul adevărat, despre starea lor de păcat, despre nevoia de pocăință. Pentru că apostolul, ați observat la final, a spus: v-am spus toate despre acest Dumnezeu ca să știți că El vă va judeca, de aceea aveți astăzi, acum, ocazia să vă pocăiți. Cuvântul pocăință, metanoia, înseamnă schimbarea gândirii. Schimbați-vă gândirea. Treceți de la Dumnezeul impersonal, la cel personal, la Dumnezeu mort, la Dumnezeul adevărat, la zeii morți, la idolii voștri. Treceți de partea Dumnezeului cel adevărat. Asta înseamnă schimbarea gândirii. Și Dumnezeu a avut milă de ei, dar nu toți au primit. Mulți au respins cuvântul și n-au mai vrut să audă nimic de la Pavel. Îi se părea prea mult să vorbești despre înviere. Acum, dacă acceptai că acest Dumnezeu a creat lumea cu tot ce este în ea, nu era greu să crezi. El poate învia morții când dorește. Doar e lumea lui, nu? Ce înseamnă înviere? Moare un om și legea, nu, entropiei, a doua termodinamicii, funcționează. Omul, trupul se descompune. Dar Dumnezeu a pus această lege în univers. Acest lași Dumnezeu creator, cu puterea lui, poate să oprească o anumită lege, dar naturală, să oprească și să creeze o nouă putere de viață în trupul acela și viața să pătrundă din nou în trupul lui. Ce așa greu pentru un Dumnezeu care oricum ne-a creat pe toți și a mai făcut lucrul acesta. Deci dacă erai acolo și erai filozof și spuneai: acesta e Dumnezeu cel adevărat pe care îl prezintă Pavel, atotputernic,
El ne-a creat, ai Lui suntem, suntem de neam din El, poate face orice în lumea Lui. De ce n-ar putea El să dea viață unui trup care se descompunea? Dar vedeți, ei nu puteau accepta aceasta din orgoliu. Experiența mea cu astfel de oameni, și am avut multe viață, cu filozofii noștri, mai căutătorii noștri, să-i numim, le spun americanii, seekers, ăștia care caută, toată aprecierea pentru ei, îi iubesc. Am avut o sumedenie de studenți foarte inteligenți și căutători. Unii și-au pierdut credința pe parcurs, și am aflat, pentru că la un moment dat, în gândirea filozofică a acestor oameni, se pune problema deciziei. Întotdeauna se pune problema. Și Pavel îi confruntă pe cei din Atena și le spune, azi trebuie să decideți, acum trebuie să vă schimbați gândirea. Și ei n-au fost în stare. Experiența, zic, pe care am avut-o și eu, nu multă, dar uneori tristă, este că cei care refuză să creadă, o fac din orgoliu, se iubesc pe ei înșiși prea mult, își dau dreptate lor înșiși. Și nu mai este apoi nicio variantă. Dumnezeu nu forțează voința nimănui. Dumnezeu ajută voința. Dumnezeu este gata să te ajute, cum a făcut-o la Corneliu, de exemplu, care era un soldat roman, era un om milos, un om cucernic. Dar mai era nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu în viața lui. Și Corneliu a fost pregătit și a fost mântuit el și casa lui. Așa cum a fost inima Lidiei, care era o femeie care iubea rugăciunea. Se ducea cu alte femei să se roage divinității, dar nu știa despre Dumnezeu, unul Dumnezeu, era o păgână. Dar când a auzit mesajul lui Pavel despre Iisus Hristos, inima ei a fost pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu și a crezut și ea. Vedeți? Ce diferență între unii și alții. Toți ajungem la acest moment în care ne decidem. Credem sau nu, primim sau nu, ne smerim sau nu. Primul pas în credință, în mântuire, este smerenia. În concluzie acestui mesaj, Evanghelia pe care a prezentat-o Pavel și în care cred și eu, nu este anti-intelectuală. Asta e prima concluzie. Evanghelia noastră este foarte intelectuală. Răspunde la căutători, la cei care gândesc, e pentru toți. Și pentru cei mai simpli, cum spune Isaia, pe calea aceasta nimeni nu se poate rătăci, dar și pentru căutători. Ca un Nicodim, de exemplu, care era o personalitate în rândul oamenilor religioși din Israelul de atunci și vrea și el secretul mântuirii. Și că Hristos îi spune, trebuie să te naști din nou, trebuie să există metanoia, trebuie să fie schimbare în viața ta, nu ți-o explica, n-ai nevoie să te explica, așa cum nu poți explica mișcarea vântului, mai vezi efectele, așa zice se va întâmpla și cu tine. Ești tu pregătit, Nicodim. Și Nicodim cred că a fost pregătit. Pentru că îl găsim mai târziu în rândul ucenicilor. Deci, Evanghelia nu este anti-intelectuală. Pavel nu a respins în totalitate filosofia greacă. De fapt, cum am explicat, Pavel a prezentat o gândire iudaică în formă grecească. Și anumite, știți, anumite părți din filozofie, în general, sunt adevăr. Noi nu spunem absurd că numai în Biblie este adevărul. Nu, adevărul, ca ce este adevărul?
este ceea ce e conform cu realitatea. Păi spunem în fiecare zi adevărul și trăim după adevăruri generale și particulare și mai departe. Nu, nu, și sunt filozofi care spun mult adevăr și merită să-i citești. Dar când este vorba de mântuire, de viață spirituală, de veșnicie, aici adevărurile se subțiază. Ele trebuie să aparțină unei zone care nu e creată de om. Aceste adevăruri care te mântuiesc, care te schimbă, sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, sunt o revelație, o descoperire și Scriptura cuprinde aceste adevăruri mântuitoare. De aceea reperul nostru în continuare este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Pentru căutătorii mai filozofi, ia exersați-vă puțin rațiunea pe cartea Eclesiastul. Nu începeți cu ea, că s-ar putea să... Ba, faceți exerciții intelectuale cu proverbele întâi. Foarte frumoase, multe lucruri interesante acolo. Și după ce ați exersat puțin neuronii, atunci treceți la Eclesiastul. Și veți găsi acolo pe cel mai înțelept om care a trăit în vremea lui, pe Solomon. Credem că el a scris cartea aceasta. Veți găsi acolo înțelepciune împachetată așa în mai multe casete, așa, în mai multe fișiere, ca să înțeleagă toți. Sunt mai multe fișiere acolo. Va fi foarte greu să accesezi unei fișiere. Îți va da de câteva ori eroare. Dar merită să încercați așa pe rând. Pentru că Solomon, fiind cel mai înțelept, inteligent, nu, din vremea lui, a încercat să închege filozofia lui, să pună lucrurile. Ia, luptați-vă cu cartea aceasta și veți vedea, veți descoperi foarte multă bogăție pentru mintea voastră și sper să găsiți secretul acelei cărți, care e foarte simplu. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Așa este datoria oricărui om. Dacă și Solomon a ajuns la această concluzie, înseamnă că aici e secretul în relația ta cu Dumnezeul tău. Și al doilea lucru este ce descoper din textul acesta. În primul, că Evanghelia nu este anti-intelectuală, ci cât se poate de logică și are greutate rațională. Al doilea adevăr este că Evanghelia cere un răspuns. Totdeauna cere un răspuns. Chiar și dacă ai ascultat mesajul meu, tu trebuie să dai un răspuns la ce ai primit astăzi. Eu doar am fost un tălmaci, am extins puțin ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, dar trebuie să dai un răspuns, așa cum Pavel le-a cerut celor din vremea lui, filozofilor, să dea un răspuns. Dacă Dumnezeu te cheamă la pocăință, tu cum răspunzi? Ai trei variante. Nu? Prima, spune versetul 32, să-ți bați joc de Evanghelie, să-ți bați joc de mesajul meu, să râzi de el. Și cu asta rămâi. Probabil o altă ocazie să dai un răspuns. Evanghelie nu vei mai avea. Cine știe? A doua variantă este să amâni. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Mai citesc, mai gândesc. Să vedem ce îmi spune eul meu. Pentru că înseamnă că eul tău e stăpânul tău. Nu te lasă. Amânăm. Nu ești vulgar, nu ești radical, mai amânăm. Asta e a doua variantă. Prima, să respingi prin barjocuri, a doua, să amâni un răspuns. Dar este a treia variantă, să fii printre cei
care să treacă de partea Evangheliei, de partea lui Pavel, de partea creștinilor, de partea celor care cred în Evanghelia lui Hristos. Alte variante, să știți că nu prea sunt. Cum ziceam, am citit filozofie și după o vreme am hotărât să nu mai citesc filozofi necreștini. Deja știam cine sunt, așa cam săturasem de ei, se învârtea un cerc așa. Și am hotărât să citesc filozofi creștini, că sunt și din aceștia. Și știți cine m-au interesat? M-au interesat filozofii care au devenit creștini. Cândva nu erau. Erau ori atei, ori agnostici. Și au devenit creștini și le-am citit biografia, viața lor, cum și-au schimbat gândirea. Vă dau niște nume. C.S. Lewis. Ați auzit de C.S. Lewis? Cel cu Narnia. Așa se știe mai bine. Creștinismul redus la esență, da? Surprins de bucurie, despre minuni. Toate cărți scrise de el. A fost un mare intelectual, profesor de Oxford și de Cambridge, profesor de literatură engleză veche. Și se spunea, am citit despre el, că atunci când și-a făcut doctoratul, a citit toate cărțile despre subiectul lui. Și era un agnostic. El zicea, poate există Dumnezeu, să vedem până într-o zi. Știți care era problema lui principală? Dacă Iisus e Fiul lui Dumnezeu sau nu. Ca și aproape ca și aici. A înviat Iisus din morți sau nu? Este El Fiul lui Dumnezeu sau nu? Pentru că învierea dovedește că e Fiul lui Dumnezeu. Și C.S. lui, într-o zi, oarecare, fără să studieze, pentru că inima lui căuta, inima lui era cercetătoare, mintea lui lucra foarte bine. Și Dumnezeu a zis, pe acest om îl onorez și mă descoper lui. Și când a ajuns dintr-o călătorie cu fratele lui de corp, a ajuns acasă, spune, am crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și a fost mântuit. Basil Mitchell, filozof iară, pe care Oliver le comand, mare ateu, devenit creștin. Richard Swinburne, la fel, profesor la Oxford, mai știu colegiul care era. Alvin Plantinga, american, filozof, trebuie neapărat, unele cărți sunt deja traduse de el. Stephen Davis, la fel, și așa mai departe, și lista ar continua. Deci sunt filozofi care au îmbrățișat Evanghelia și cred în Evanghelie. Pentru că, știți ce se întâmplă atunci? Când tu te deschizi și mintea ta este dăruită lui Dumnezeu și dacă, Doamne, existi, să te vedem la acțiune, în acțiune, vorbește, dăm niște semne, știu eu, poți cere multe lucruri. Când Dumnezeu vede că inima ta e sinceră, doritoare, El va găsi o cale să se descopere ție și să facă ceea ce niciodată n-ai crezut că e posibil, să schimbe centrul tău moral. Eu asta cred. O religie adevărată îți schimbă centrul moral. Te va face alt om, cu altă gândire, alte obiective, alte relații, alte priorități. Și mergi liniștit în viață, ca și cum ai sta sub aripile cuiva. Nu e mult de făcut. Uneori este o experiență de moment, alteori este o luptă de ani de zile, că această schimbare, să știți, poate dura. Nu e neapărat instantanee. Dar știi că ceva se întâmplă în inima ta. Te smerești și Dumnezeu va lucra. Închei cu o rugăciune a unui filozof care și el a experimentat întâlnirea cu Dumnezeul adevărat. Și apoi vom încheia. Numele lui este Anselm, Evul Mediu. Și iată ce a scris Anselm în meditațiile lui.
Doamne, nu pot încovoiat cum sunt să privesc în sus. Îndreaptă-mă ca să pot să mă îndrept privirea spre Tine. Păcatele mele s-au adunat asupra creștetului meu. Mă învăluie și mă apasă ca un jug greu. Ușurează-mă, descarcă-mă de povară, pentru ca abisul ei să nu-și închidă gura asupra mea. Îngăduie-mi să văd lumina Ta, fie și de departe, fie și din fundul prăpastiei. Învață-mă să Te caut. Arată-Te celui care Te caută, căci nu Te pot căuta dacă nu mă înveți. Nici nu Te pot găsi dacă nu Te arăți. Fă astfel încât să Te caut dorindu-Te, să Te doresc căutându-Te, să Te găsesc iubindu-Te și să Te iubesc găsindu-Te. Doamne, e adevărat că Tu ești Cel ce ai creat în mine imaginea Ta, pentru ca amintindu-mi de Tine să mă gândesc la Tine și să Te iubesc. E adevărat și îți mulțumesc. Dar imaginea aceasta e atât de tremurată de hârșala păcatelor, atât de adumbrită de fumul greșelii, încât nu-și poate împlini rostul decât dacă o reînnoiești și o reașezi. Nu voi încerca, Doamne, să pătrund în adâncul înălțimii Tale, căci nu e asemănare între Tine și înțelegerea mea. Doresc totuși să pricep atât cât se poate adevărul în care inima mea crede și pe care ea îl iubește, căci nu caut să înțeleg pentru a ajunge să cred, ci cred pentru a înțelege. Și cred că dacă n-aș crede, n-aș înțelege. Să ne rugăm și noi așa cum stăm. Doamne, la încheierea acestei slujbe în care noi am vrut să Te scoatem în evidență, Te rugăm să primești închinarea noastră înaintea Ta, prin cântare, rugăciune, mărturie. Dar ne-am strâns aici, Doamne, ca să-Ți arăți și Tu mila față de noi și mai ales față de cei care doresc să privească la Tine și nu pot. Sunt în adâncul prăpastiei și au nevoie să Le întinzi o mână. Mai ales pentru căutătorii sinceri, pentru cei care își folosesc mintea pe care Tu le-ai dat-o ca să Te înțeleagă, să se apropie de Tine. Te rog, Doamne, să Te înduri de aceștia și în mila Ta să faci Tu pasul spre ei și să-i ajuți să le vorbești, să le deschizi inima și să vadă ceea ce și-au dorit sau ce nu și-au imaginat vreodată. Ne rugăm, Doamne, pentru cei care se zbat încă în îndoieli, în scepticisme, în necredință. Ai milă de ei, Doamne. Numai puterea Ta și lucrarea Ta și Duhul Tău poate să schimbe o viață, să înnoiască o viață. Dar și dacă vezi, Doamne, o frântură de dorință sinceră, te rog, Doamne, să aprinzi din scânteia aceea foc mai mare și omul să Te caute din toată inima pe Tine și să Te găsească. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că mi-ai dat și mie puterea să articulez corect acest adevăr al Evangheliei și tot ce am spus corect și adevărat să rămână și Duhul Tău să continue să lucreze. Și dincolo de ceea ce am făcut noi, prin cântare, prin rugăciune, prin mărturisirea cuvântului, să facă Duhul Tău cel Sfânt și să vedem oameni care se întorc la Tine, să Te caute din toată inima, să se pocăiască, să ceară schimbarea gândirii și mintea lor și inima lor să fie complet înnoite. Este cea mai mare minune care se poate întâmpla în lumea aceasta, mai mare decât învierea trupească, mai mare decât vindecarea bolilor, este când un om Te-a găsit pe Tine și ai schimbat viața. De aceea îndură-Te de noi
Încă o dată ne rugăm toate acestea să ne asculți în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.